Bine v-am găsit! Astăzi vom analiza câteva fragmente din textul Vacanța, copilăria și raza de soare, scris de Maria Comănescu, încercând să evidențiem mesajele transmise folosind chenare. Ați observat la școală sau acasă, când efectuați temele, că vă este mult mai ușor să găsiți răspunsurile întrebărilor în legătură cu textul citit, dacă folosiți un creion grafic și subliniați pe text informațiile găsite. Un alt mod de a găsi răspunsurile este folosirea unor chenare. Haideți să observăm cum putem descoperi răspunsurile la întrebări mergând pe textul citit și utilizând chenarele. Pregătiți-vă alături caietele și transcrieți mai întâi textul. Anul acesta, primăvara întârzia să apară. O așteptasem cu toții cu mare nerăbdare, căci ne cam săturasem de frig. Cine întârzia să apară? Primăvara întârzia să apară. De ce așteptau copiii cu nerăbdare primăvara? Copiii așteptau cu nerăbdare primăvara pentru că s-au săturat de frig. Ați observat că răspunsurile la întrebări le-am descoperit în text, iar, utilizând chenarele, ne-a fost mai ușor să evidențiem acel răspuns. Încercați și voi, după modelul prezentat, să marcați prin chenare răspunsurile la întrebările de mai jos, după ce ați transcris fragmentele pe caiet. Și iată că într-o zi, când nici nu ne așteptam, soarele și-a lăsat razele călduroase să alerge vesele prin lume, să o cunoască și să o înțeleagă. Una dintre ele s-a oprit la fereastră și mi-a bătut în geam. Mihai, hai la joacă! De ce și-a lăsat soarele razele să alerge vesele prin lume? Unde îl invită raza de soare pe Mihai? Opriți după ce vi se prezintă întrebările acest video și verificați mai apoi tot ce ați lucrat. Succes! Este încă răcoare. Nu-ți fie frică, te voi încălzi eu. Hai să zburăm împreună. Bine, te rog, mă duci la bunicul? De ce nu dorește Mihai să plece? Ce îi promite raza de soare? Ce dorință are Mihai? Mihai nu dorește să plece deoarece era încă răcoare. Raza de soare îi promite că îl va încălzi. Mihai își dorește să ajungă la bunicul. De ce? Mi-e dor de livada din spatele casei. Vreau să văd dacă mi-au înflorit pomișorii. I-am sădit împreună. De fapt, fiecare membru al familiei are pomul lui. Eu am un cireș, mama un păr, tata un cais, sora mea un piersic, bunica un prun, iar bunicul are un nuc. Ce voia Mihai să vadă în livadă? Care este pomul sădit de el? Mihai voia să vadă dacă i-au înflorit pomișorii. Pomul sădit de el este un cireș. O, dar ai o livadă bogată. Cine o îngrijește? Bunicul este pomicultor. În vacanță îl ajut și eu așa cum pot. Cine îngrijește livada? Livada este îngrijită de bunicul. Subliniază, folosind un creion colorat, activitățile de îngrijire a pomilor desfășurate de familia lui Mihai. Nu uita să transcrii în caiet acest fragment. Cum ajung în livadă, le povestesc pomilor
tot ce am făcut în zilele de vacanță. Apoi, împreună cu familia mea, le tăiem crengile uscate, îi săpăm la rădăcină, îi stropim și le văruim trunchiurile. Ați observat cât de ușor găsim răspunsurile întrebărilor folosind chenare sau culori. Puteți încerca să evidențiați astfel de fiecare dată cuvintele care vă ajută să dați răspunsul corect. Pe curând!